Corbii albaștri au oferit un nou spectacol pe stadionul Michael Klein din Hunedoara în fața a peste 3500 de suporteri. Meciul disputat ieri cu echipa Chindia Târgoviște a fost unul în care albaștri au dominat de la fluierul de început și până la final. Corbii albaștri zboară pe terenul de joc, semn că după ultima înfrângere suferită la Târgu Jiu și prima în ultimele 15 luni, s-au regrupat rapid și au reușit să câștige meciul cu cei de la Chindia Târgoviște, una dintre pretendentele la promovare în Liga Secundă. A fost un meci bun, început bine de către noi, a venit și golul, după eliminare, eu zic că lucrurile s-au liniștit și chiar a fost un meci plăcut. A fost chiar începutul, le ziceam băieților, să meciurile de cupă oricum au istoricul lor și mi-aș fi dorit să începem bine pentru suporteri, pentru fanii care au venit astăzi să urmărească acest meci. Le mulțumim pe această cale. Am început bine, cum ai zis tu, și am menținut-o pe tot parcursul jocului. Puțin la sfârșit, ultimele 10 minute, deja era un pic și de autoconservare și oboseala și cumva lucrurile în ultimele 10 minute, să zici că nu au fost cum ne-am fi dorit, dar pe ansamblu am fost mulțumit. Cei doi marcatori ai meciului au fost Marius Coman și Alexandru Neacșa. Chiar o victorie muncită pe alocuri, dar puteam să mai marcăm de mai multe ori, însă îmbucurător este că am început cu dreptul această grupă în care o să mai avem încă două meciuri destul de dificile. În primul rând, bine că am luat primele puncte, pentru că e foarte important să începi bine, pentru că jocul rezultatelor poate conta, dar da, e bine că am bătut. Luni, 2 octombrie, de la ora 16, Corvinul va juca pe teren propriu cu CS Mioveni.